Astăzi le facem câinilor deparazitarea externă. Noi folosim întotdeauna Frontline, în funcție de greutate întotdeauna, pentru pulici, căpușe și alte gângănii. Bruno are 32 de kilograme, deci lui se potrivește asta între 20 și 40. Onyx are vreo 19 jumate, îi dăm o singură pipetă de asta. Și o să începem, cred că, cu Bruno sau cu Onyx, cu care zici? Cu Onyxuța. Asta trebuie desfăcut așa, separată. Cu tine, da, cu tine începem. Pentru că ei s-au plimbat toată vara prin iarbă și am observat că Bruno a cam început să pe scarpine. Lasă și să și vadă ce face, da? Să iubita. Se dă blana la o parte până la piele și se picură un pic în zonele unde câinele nu ajunge să se lingă. Câte o picăturică. Grăbește un pic așa, doar să-i pui că ea să sperie și nu o să stea mult. Mănușile de box. Da. Am picat. Să nu atingi. Du-te în zona aia la coadă. Nu-ți face nimic, iubito. Bravo, bravo, gata. Hai, vine aici, iubita, că nu-ți face nimic. Gata, așa, bravo. Trebuie să te grăbești că ei se agită când simt chestia aia pe piele. Stai, Onyx. Să nu-i dai în zone, numai pășirea spinării, unde nu ajunge ea să se lingă. Dacă mai ai, pune-i la ceafă. Că e gata asta. Bun, bravo, Onyx, bravo! Ia să vedem, mai am un bombonel, mai am. Bravo, ai fost cu minte. Am și acum, Bruno, nu, las că l-aruncăm la sfârșit. Desfălești pe alea lui Bruno. Una, nu? Una singură, da. Ele sunt gândite în așa fel încât să ajută pentru o ședință de deparazitare. Ai fi doctorul cu injecția? De unde știi că nu sunt? Stai, Bruno! Ăsta a văzut că s-a speriat Onyx și s-a panicat și el. Deși el de obicei stă foarte cu minte să-i punem. El are și blana mai deasă. Mă ajuți că nu știu. Da. Hai, pune acolo că ea se mai și prelinge. Așa, Brunuțu, bravo! Aici. Nu, nu murim, iubitul, nu. Nu murim, băbuța mea frumoasă. Da, el are puf de lapă de desubt. Onyx nu are și e mai simplu la ea. Dă-i aici la coadă, uite aici. Nu, Brunuțu, e mami aici. E mami aici, nu pățești nimic. Nu pățești nimic. Și pe aici. Și asta a fost deparazitarea, mai e o picătură, nu?
Noi le dozăm, așa ne-a învățat un veterinar, să le întindem pe toată șirea spinării, cât un pic, cât un pic, cât un strop. Bravo, Bruno! Hai să dea mami Bobo! Ai vrut să pun și eu? Uite ce pierdeai! Ia, fetiță! Bravo! Asta sunt niște cuminte! Asta a fost tot! Că văzusem că ai început să te scarpini, iubitule, și nu e bine când te scarpini, înseamnă că ai luat ceva puricei de afară. Bravo! Hai, vin aici, Onyx!